Bună ziua, dragi locuitori al Comunei Crișcior. Astăzi ne aflăm aici, în Gura Barza, cu domnul Lucio, proprietarul acestor trei blocuri de care este toată lumea discută despre aceste trei blocuri, că sunt în paragină și nimeni nu face nimic. Noi am găsit proprietarul și dorim să aflăm adevărul și din partea proprietarului ce se întâmplă de fapt cu aceste trei blocuri, de ce arată în această situație dezastroasă, să zicem așa. Domnul Lucio, am înțeles că dumneavoastră sunteți proprietarul acestor trei blocuri. Puteți să ne spuneți un scurt istoric cum ați intrat în posesia lor, ce cuprind aceste trei blocuri, teren? Da, este de 11 ani care sunt proprietari. A cumpărat, pentru informație personală care m-a ajuns în Italia, am venit aici. Mi interesează, nu am avut informația se altcineva a fost interesat la blocul, l-a cumpărat in licitazione, ho posto problemi in poi con la firma che ha fatto il ricorso, ma ha risolvato in seconda fase. Deci, în momentul de față sunteți proprietar, nate, aceste trei clădiri. Da. Puteți să ne spuneți ce cuprind clădirile, terenul aferent care, pe care sunteți proprietar? În ce cauză? Primăria zice că locul acesta e lăsat în paragină. Noastră să ne spuneți ce e a dumneavoastră, blocurile și terenul care e a dumneavoastră și care teoretic trebuie să fie a primăriei. Meu de proprietari este bloc și teren jos de bloc, de întrei. Afară de bloc e proprietar comune că odată nu a vrut vânzare. Atunci eu nici pot să pune schele, deci proprietà de unde pune schele sunt de comune, il teren de jos. Am înțeles, deci dumneavoastră, aspectă, dumneavoastră aveți în proprietate blocul și numai terenul de sub bloc, nu aveți niciun metru de la bloc. Nici afară de terasă. Deci terasa sunt în proprietate comună. Deci terenul de sub terasă e în proprietatea comună. Da. Așa, și dumneavoastră ați vrut să începe să reparați aceste blocuri, dar nu puteți să puneți nici schela că nu e proprietatea dumneavoastră. Ideea este, problema e că eu sunt italian, nu am bune relație cu... nu cunosc drumuri pentru descurcar România, da. Și nu sunteți în România. M-a ajutat odată o persoană din Crișor. Nu a rezolvat nimic. Comuna primaria, cum zice că sunt foarte murdărie afară de bloche. Dar nu-i treaba dumneavoastră, că e terenul primăriei. Terenul e de la primărie. Eu am închiriate care sunt abuzive. Închiriate, nu sunt închiriate, deci nu există contract. Sunt abuzive, nu plec. Am făcut o plângere la primărie, ma non înțelege, nu este soluția pentru moment, pentru el. Primăria m-a trimis la poliția, a făcut toată procedura per evacuare blocul. De două luni se va, este tot stand-by. Care credeți dumneavoastră că ar fi soluția ieșirii acestui loc din impasul care se află? Destinația de bloc actual am o întrebare de azil de patron din străinătate care vrei să facă. Problema e că acum e venut pandemia,
E sospendata sia sta relazione e non si può discutere. Deci credeți că primăria ar trebui să se implice împreună cu dumneavoastră, să vă sprijine? Asta nu știu eu. Primăria m-a pus amenda pentru blocul asta că nu e în siguranță și pentru gunoi. Tot ce a făcut primăria este amenda. Domnul Lucio, din câte am înțeles, dumneavoastră aveți și un proiect destul de mare pentru aceste blocuri. Da, am avut un proiect de 10 ani când am ajuns aici, am făcut cu un inginer della Cruce, care mi-a costat și multe. Investitori care fost interessati al progetto ha resiliato, ha rinunciato, come si dice, ha rinunciato perché non fosse problemi per il terreno a fare de blocco, sì problemi per autorizzarsi e sì per il tribunale che ha avuto causa dopo. După che ha castigato la licitazione. Deci, din câte am înțeles, a fost un proiect mare, adică un primul bloc. Da, blocul 3 cu 4 a făcut un program pentru, come si chiama, spazio commerciale, cu birou, cu hotel, cu pensione, cu ristorante, posto un centro commerciale complet, mic, ma complet. Da, ceea ce comuna Hrișcior beneficia de pe aceste servicii. Vreau să vă întreb cât ați investit în proiectul ăsta. O investit aproximativ 13.000 de euro. 30. E corretto. 30.000 de euro. Cât ați investit aici? Da. Deci ce am vrut să vă arătăm cu domnul Lucio e că e un investitor de bună credință în comuna Hrișcior care vrea să investească, dar care nu a fost sprijinit și ajutat.